Deși reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj nu au o situație cu profesorii care sunt suplinitori, numărul acestora ar fi în scădere de la un an școlar la altul. Șefa Inspectoratului Școlar Județean Gorj afirmă că în școlile din județ nu mai există suplinitori care să nu fie calificați pentru disciplina pe care o predau, așa cum se întâmpla în anii anteriori. Numărul candidaților la examenul acesta de definitivat, care nu este un concurs, până la urmă este examenul pe care îl susține orice dascăl atunci când îndeplinește vechimea și este obligatoriu pentru a rămâne în învățământ, numărul acestora este în jur de 100. De asemenea, și examenul de definitivat, ca și cel de titularizare, se va desfășura la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Aveți o situație, câți profesori fără titularizare aveți în Gorj? Suplinitori, vreți să spuneți. Nu avem o situație cu profesorii cu profesorii suplinitori, pentru că este o situație care fluctuează de la an la an. Este o situație care nu este aceeași. În fiecare an se schimbă datele în ceea ce privește suplinirea. Pot să vă spun cu certitudine că vom încerca să rămână din ce în ce mai puțin suplinitori în învățământ. În ceea ce privește examenul de titularizare în învățământul preuniversitar, se așteaptă rezultatele la concursul care a avut loc pe 17 iulie. Au fost înscriși 499 de candidați, dintre care s-au prezentat 289 de profesori. 5 aspiranți la catedra de titular au fost eliminați din concurs pentru încercări de fraudare a examenului. Anul acesta, concursul de titularizare s-a desfășurat pe 17 iulie. Am avut înscriși 499 de candidați. Au fost eliminați 5 candidați. O parte dintre ei s-au retras. În cele din urmă am avut 289 de candidați rămași. Cei care au rămas, lucrările lor au fost transmise în centrele de evaluare din țară. Lucrările au fost transmise de inspectorii școlari, au fost preluate în centrele respective, așteptăm evaluarea. Lucrările profesorilor vor fi evaluate în diferite centre de corectură din țară.